Dacă iubești pe cel care te iubește, ți-ai primi răsplata. Dar dacă iubești pe cel care nu te iubește, îți este dator Dumnezeu în locul aceluia. Dar în afară de aceasta, când te iubește cineva, nu trebuie să-ți dai multă silință să-l iubești și tu. Când însă nu te iubește, ai nevoie de ajutor. Să nu faci, deci, pricina de trândăvie, pricina dragostei. Nici nu spune nu-mi pasă de el dacă e bolnav, căci este o boală răcirea dragostei, ci tu încălzește ceea ce s-a răcit. Dacă vrei să fii iubit mult, iubește și tu mult. Dacă nu iubim puternic pe cineva, să nu cerem nici de la acela, chiar dacă ai fi mare, chiar dacă ai fi celebru, să ne iubească puternic. Dar când iubim pe cineva cu căldură și sinceritate, chiar dacă cel iubit este mic și neînsemnat, atunci dragostea aceluia față de noi ne înconjoară cu cea mai mare slavă. Dacă nu știi să te porți bine cu fratele tău, cum vei putea să te porți bine cu un străin? Dacă nu știi să-ți cârmuiești bine modularul tău propriu, cum vei putea să atragi spre tine pe unul din afara ta și să te unești cu el? Vrei ca să nu auzi vorbindu-se de rău de tine? Nu vorbi nici tu de rău pe alții. Vrei să fii miluit? Miluiește și tu. Vrei să fii iertat? Iartă și tu. Vrei să nu ți se ia bunurile tale? Atunci nu răpi nici tu pe ale altora. Așa să ne purtăm cu cei din jurul nostru, cum dorim să se poarte și ei cu noi. După cum sufletul fără trup și trupul fără suflet nu formează omul, tot astfel nu se poate vorbi de dragoste față de Dumnezeu dacă nu este însoțită de dragostea față de aproapele. Vrei să ajuți pe cineva? Nu te împiedic. Fă-o însă fără să păgubești sau să superi pe altul. Ne-au fost dați învățători nu ca să ne războim unii cu alții, ci ca să ne unim unii cu alții. Pentru ce ești singur? Pentru ce nu-ți faci mulți prieteni? Pentru ce nu te faci creatorul dragostei? Pentru ce nu te faci izvorătorul prieteniei, cea mai mare laudă a virtuții? După cum cei care sunt răi, printr-o tactică înțelegere, supără mai mult pe Dumnezeu, tot astfel cei care trăiesc în unire și prietenie sunt buni și bucură mai mult pe Dumnezeu. Nu te uni cu cei mulți la rău. Înainte de a-ți construi case, înainte de a-ți procura alte bunuri, înainte de a-ți procura alte lucruri, fă-ți prieteni. Dacă făcătorul de pace este fiul al lui Dumnezeu, cu cât mai mult este fiul al lui Dumnezeu cel care face prieteni. Dacă se cheamă fiul al lui Dumnezeu cel care împacă numai pe alții, de ce numire nu este vrednic cel care face prieteni pe cei împăcați? Căci dacă diavolul ne poruncește tuturor ca să ajungem vrăjmași unii altora, Dumnezeu dimpotrivă ne poruncește să ne iubim și să fim prieteni. Diavolul, lipindu-ne inima de lut și de construcții de cărămidă, adică de bogăție, nu ne lasă să răsuflăm puțin nici noaptea. Dumnezeu însă ne izbăvește de această grijă zadarnică și inutilă și ne poruncește să ne adunăm comori în ceruri.